Mergem mai departe în această gală, ultimul meci, tot la 77 de kilograme, o categorie la care există în Coloseu mulți luptători foarte puternici. Primul care intră în ring este din Sibiu, este vorba de Robert Gontineac. 29 de ani. Observați, 30 de lupte, 19 victorii, 9 înfrângeri. Aceeași vârstă pentru cei doi adversari. Să-l susțină. Blitz Team este echipa pentru care luptă. A intrat de Valentin Petruț. Iată-l pe Robert Gontineac. Eduard Gafencu, așadar. Iată-l în imagine pe Eduard Gafencu. Iar adversarul său din colțul albastru, Robert Gontineac. E main eventul acestei gale, o luptă foarte mult așteptată între doi băieți care lovesc puternic. Gafencu are 15 victorii, 2 înfrângeri. Attendance here tonight in Arad, Romania, and for the millions and millions watching around the world, ladies and gentlemen, are you ready? Sunt interesante strădanile celui care prezintă. În a ridica gradul de interes al acestei partide, o partidă care, o luptă care are chiar un grad de interes în lumea kickboxingului de la noi, pentru că e o rivalitate veche între cei doi. Ladies and gentlemen, Robert Gontineac, un luptător cu lovituri dure. Standing across the ring and fighting out of the red corner. He's 29 years old and stands 178 centimeters tall. His official weight, 77 kilos. He is the current Coliseum Tournament 77 kilogram champion and the current Coliseum Tournament 81 kilogram champion. And he is the winner of the World Grand Prix Tournament at 81 kilos. Ladies and gentlemen, from Arad, Romania, he is known as the Blitz, Edward Gafencu. Așa cum ați auzit, Gafencu nu e numai campionul acestei categorii la Coloseum, ci a câștigat și Grand Prix-ul de la 81 de kilograme. Deci poate lupta cu mult succes și mai sus. Nu-i va fi ușor însă astăzi, când în fața lui e un luptător la fel de puternic, aș spune eu. Mergem mai departe în main eventul acestei gale. O gală cu multe meciuri frumoase, echilibrate, în care am văzut mult, mult spectacol. Love. Ok. Center. Center.
Listen to me. I want a good, a clean fight. I command stop, stop. Okay? Toss the gloves. Precizările necesare înainte de începerea acestei judge, lupte. Judge, plus de înălțime pentru Gafencu. Hai să vedem dacă mai are și alte plusuri. Iată-l, ia tare de la început Gafencu. Excelentă dreaptă Gafencu. Gontineac a recepționat-o din plin. Gafencu ar fi trebuit să aibă alt adversar astăzi. Gontineac l-a înlocuit practic pe acesta, dar lupta rămâne la fel de interesantă. Gafencu are un început excelent. Bună dreapta asta, e a treia aruncată în prima repriză. Excelentă dreaptă încă o dată. Are viteză în execuție Gafencu. Două înfrângeri pentru Eduard în cariera sa. Prima într-o decizie împărțită și Gafencu are 9 meciuri câștigate prin knockout. E un luptător cu care lovește foarte tare pentru această categorie. Iată-l repetând lovitura dreapta asta peste umărul adversarului care nimerește în cap. Încă o dată dreaptă, uppercut, stânga, croșeu. Cât de bine se mișcă Gafencu, ne fi niciodată în fața adversarului, fiind fie în stânga, fie în dreapta lui. Excelent uppercut de stânga aici. Replica lui Gontineac nu se lasă așteptată. Bună stânga. Din nou îl prinde pe Gontineac și pe pas înainte. Stânga dublată. Croșeu cenușii atinge ținta ultima oară însă. Gontineac încearcă să preia inițiativa pe finalul ăsta, dar dreapta îl nimerește din plin. Croșeu în plină figură, recepționat de luptătorul din Sibiu. Stânga și încă o dreaptă, dar Gontineac duce. Excelente lovituri de întâmpinare pentru Gafencu. Croșeul de stânga din scurt și apoi directa de dreapta și își atinge mereu ținta. Ne apropiem de finalul primei runde. O lovitură de genunchi recepționată de Gontineac și un uppercut de stânga. Stop! Și intră perfect acolo. O repriză clară în favoarea lui Gafencu. A totul până acum Gafencu. Gontineac a avut mici situații în care a ripostat, în rest a primit și a tot primit. Aici unul dintre puținele momente bune, în rest Gafencu stăpân pe situație. Dreapta aceea și-a atins mai mereu ținta, fiind greu de oprit acolo de cel pe care îl vedeți time. Acum. Fight. Start în repriza secundă. Stop! Stop! O lovitură periculoasă acolo, cred. Ok? Time! Fight! Un 2 iarăși Gafencu, cu uppercut de dreapta, iarăși dreapta care vine perfect. Și ce bun era și unghiul de filmare, să spunem așa. Gontineac forțează, încearcă, dar parcă are o viteză în minus decât adversarului.
Gafencu pare calm, chiar și când este atacat. Gestionează bine situațiile, iese bine din astfel de momente. Are timp să judece totul. Iată dreapta care vine din nou la mare fix. Croșeu de stânga, repetă lovitura. Gontineac încearcă să se apere, dar nu reușește mare lucru. Lovitura asta foarte periculoasă. Apoi uppercut de stânga. Gontineac încearcă și el să lovească cu orice parte a brațului acolo, dar nu-i reușesc multe. Dreapta din nou îl zdruncină serios pe Sibian. Dar acesta are suflet de luptător. Rezistă unor lovituri foarte, foarte puternice. Problema pentru Gontineac este că a încasat mult, mult până acum. Sigur, Gafencu nu prea are momente de îngrijorare. Are tot timpul loviturile pregătite. Priviți! Oh! Ce stânga acolo la corp. Nu mi s-a părut lovitură joasă. Din nou îl caut acolo. Un pic deasupra centurii. O mișcare foarte bună. Cât de puternică lovitura asta de picior, care cade de sus exact în capul lui Gontineac și are serioase probleme și lupta se poate închide aici. Ce serie năucitoare! E greu să-ți revii de aici. Ok, stop. S-a oprit lupta. Se aude din tribune un mucalit. El ar mai fi luat. Numai că antrenorul i-a aruncat prosopul acolo, am impresia. Dar nu știu dacă a bătut numărătoarea cu adevărat. Hai să vedem ultimele acțiuni ale lui Gafencu. Acea lovitură de picior venită parcă din tavanul sălii, nu aici. Arată bine Gafencu la 77, să nu uităm că el a luptat și la 81, aici în seria de final, cu lovituri greu de dus. Și uite așa pune punct acestei gale, așteptând evident și decizia. N-avem emoții, pentru că meciul s-a terminat înainte de limită. Un knockout tehnic, cred, până la urmă. Și impresionează încă o dată. Gontineac a primit atât de multe, a căzut chiar mai târziu decât mă așteptam. Se încheie aici, o gală frumoasă, gala de la Arad, Coloseum 31, așadar, o meciuri de bună, bună...